Voi cum credeți că va arăta pământul în viitor? În ce culori vi-l imaginați? Dacă și voi vă doriți un viitor verde, haideți să-i arătăm împreună pământului că ne pasă de el. Haideți să ne implicăm cu toții pentru viitorul verde. Un proiect Blog în Tandem, powered by E.ON. Dragă pământule, eu mi-aș dori ca viitorul să fie verde, iar oamenii să înțeleagă că protejarea naturii depinde de fiecare dintre noi. Cu toții trebuie să avem grijă de tine și de resursele tale și, împreună, să folosim cât mai mult energia regenerabilă. Doar așa te vom putea proteja, pământule, și vom putea asigura viitorul generației mele și al celor ce vor urma. Știu că energia regenerabilă sau energia verde este o sursă de energie care poate fi refolosită și nu se termină niciodată. Iar asta datorită resurselor naturale, cum sunt soarele, vântul sau apa, care sunt disponibile în mod constant și nu se epuizează. Mai mult, sunt prietenoase cu tine, pământule, și nu poluează. Energia solară provine de la soare și este una dintre cele mai cunoscute surse de energie regenerabilă. Se folosește pentru a produce electricitate prin intermediul panourilor solare, ce absorb lumina soarelui și o transformă în energie electrică, ce poate fi utilizată pentru a alimenta case, clădiri, mașini și multe alte obiecte din casă. Energia eoliană se obține din vânt. E generată cu ajutorul turbinelor eoliene, ce transformă puterea vântului în electricitate. Turbinele eoliene se găsesc pe dealuri sau în largul mării. Acestea se protesc atunci când bate vântul și transformă energia cinetică a vântului în energie electrică. Energia hidroelectrică se obține din apa care curge. După combustibilii fosili, apa este sursa principală de energie electrică din lume. Energia hidroelectrică este generată în hidrocentrale, ce folosesc energia apei pentru a produce electricitate. Energia geotermală se obține din căldura din interiorul pământului. Această energie este folosită pentru a produce energie electrică sau pentru a încălzi clădirile. Dragă pământule, știm că toate aceste surse de energie regenerabilă sunt importante pentru protejarea mediului înconjurător, dar și pentru a reduce dependența oamenilor de combustibilii fosili, cum sunt cărbunele și petrolul, ce poluează mediul. Atâta timp cât există soare, vânt sau apă, va exista și energie verde. Aceasta încetinește procesul de încălzire globală și nu poluează datorită faptului că nu se ard combustibil. Mai mult, oamenii pot face economii la costurile de energie, ce se reduc considerabil. Pământule, învață-ne să avem grijă de tine și să înțelegem cu toții că energia regenerabilă este importantă pentru a proteja mediul și pentru un viitor durabil verde. Tu ce îi transmite pământului dacă ai putea să-i spui cum ți-l imaginezi peste ani și ani? Tu în ce culori vezi pământul? Viitorul verde este un proiect Blog în Tandem, powered by E.ON.